Vă salut, dragi prieteni, și în seara aceasta, bună seara tuturor și bun venit la emisiunea Vieți Schimbate. Cu siguranță avem multe de împărtășit în seara aceasta și aș dori ca în ceea ce voi prezenta din Cuvântul lui Dumnezeu să aduc un ajutor, un sprijin și o încurajare pentru fiecare dintre voi, mai ales că bătălia pentru noi este atât de mare. Suntem agasați de reclame și de tot felul de știri pe care le primim pe toate canalele posibile și imposibile și în felul ăsta ne simțim presionați, ne simțim tensionați, ne simțim oarecum chiar anulați ca persoană. Nu se ține cont atât de mult de noi în ceea ce privește identitatea noastră, în ceea ce privește calitățile noastre, în ceea ce privește unicitatea noastră. Suntem un număr din serie, suntem un număr de oameni valorăm doar atât cât putem cotiza, cât putem munci, cât putem produce pentru alții. Cam asta este tendința și tăvălugul acesta al globalizării vine peste noi și scade din ce în ce mai mult valoarea noastră ca oameni. Bine, nu scade în ceea ce privește valoarea noastră din interiorul nostru sau modul în care Percepe Dumnezeu valoarea noastră, însă, în ceea ce privește percepția celorlalți, modul în care ne privesc ei, lucrurile merg în direcția greșită. Se ajunge la o anulare aproape a personalității, devii un individ, un imbecil al societății moderne care trebuie să se angreneze și care trebuie să se. Integreze într-un sistem, altfel este dat afară. Nu este nimic nou sub soare. De regulă, toate societățile totalitariste, toate societățile care au vrut să manipuleze și să profite de pe urma oamenilor, au încercat să șteargă identitatea lor, au încercat să șteargă acea unicitate care ne caracterizează pe fiecare dintre noi sistemul nazist, sistemul comunist și multe alte sisteme care au vrut să controleze în totalitate individul, au șters numele acelor oameni. Când erau deținuți, le se spunea tu ești de azi înainte numărul 423 sau eu știu ce număr, îi se tatua sau îi se spunea. Și ori de câte ori era chemat la apel, era chemat nu după nume, ci după număr. Tu de azi înainte ești numărul cu tare pentru ca să-i se șteargă identitatea, să-i se șteargă amintirile, să-i se șteargă tot ceea ce Dumnezeu a pus unic în el. De azi înainte tu nu mai valorezi nimic, tu ești un număr, tu ai datoria doar să muncești, să faci ceea ce spunem noi. Nu mai ești un nume, ești doar un număr. Și în felul acesta au fost torturați și au fost bagiocoriți milioane de oameni care au uh, fost băgați cu forța în mașinăria aceasta de tocat personalități și oameni. Cum a fost la început și care este planul lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi? Aș vrea să înțelegem lucrul acesta și aș vrea să înțelegem că planul lui Dumnezeu este acela de a se afirma individul, de a avea o identitate spirituală, personală și de a avea o proprietate, un plan de viață, visuri, aspirații. Nu să fii doar o mașinărie de lucru care se producă pentru alții. În cartea genezei, încă de la creație, spune cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul și asemănarea sa. Deci nu ești un număr în serie, ci ești o ființă creată după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Ești un unicat făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Asta este identitatea ta. Că vor să te transforme într-un imbecil căruia îi se dă un număr și căruia îi se spune că trebuie să facă doar anumite lucruri, condiționat din toate părțile, este cu totul altceva, este planul diabolic. Însă, planul lui Dumnezeu, ascultați aici care este, încă de la Creație. Apoi Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. El să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târătoarele care se mișcă pe pământ. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Dumnezeu i-a binecuvântat, și Dumnezeu le-a zis creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ. Wow! Pe păi, dragii mei, dacă noi am luat de bune versetele acestea, toate tendințele globaliste, UE, NATO ar sări în aer. Da, da, auziți bine. Dacă o zic eu, ca un realizator a 7 TV, nu are eco așa mare. Dacă v-ar spune-o cineva de acolo, ați sări și ați zice Mamă, ce grozăvii se întâmplă în, în lumea noastră. De ce? Pentru că noi am învățat să ascultăm adevărul doar dacă vine de la nu știu cine. Însă, vreau să subliniez faptul că și acei nu știu cine, cu excepția unora, sunt făcuți și condiționați. Și ca să ajungi nu știu cine astăzi să ai greutate în ceea ce spui, pe lângă faptul că, da, trebuie să ai o anumită cultură, dar în anumite cazuri nu trebuie să ai, trebuie să treci prin anumite site și prin anumite filtre. Și dacă vi se par bazaconii ceea ce vă spun, Gândiți-vă și analizați mai atent lucrurile, să vedeți cum se accede în anumite funcții și cum se ajunge să ai credibilitate, și cum se ajunge să ai un cuvânt de spus în societate în zilele noastre. Dar, închizând paranteza aceasta, ușor derutantă poate, aș vrea să, să revenim la ceea ce spune aici Dumnezeu. În primul rând a zis să facem om după chipul și asemănarea noastră. Deci ești om făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Porți identitatea lui Dumnezeu. Tu ești făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Apoi, observați că Dumnezeu dă omului, oamenilor, domeniul de stăpânire. Nu l-a făcut un slugoi, un argat, un un tembel care să muncească doar pentru mâncare și pentru a plăti facturi. Și a spus, măi, tu trebuie să stăpânești peste pești mări, peste tot ce am creat eu. Te-am creat stăpân. Te-am creat ca să administrezi. Te-am creat ca să fii liber. Te-am creat ca să te dezvolți. Și apoi, după ce l-a făcut, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, după ce I-a dat domeniul de stăpânire. Dumnezeu a mai spus că i-a binecuvântat și le-a zis, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și stăpâniți-l. Oare a greșit Dumnezeu calculele când a spus cuvintele astea? Oare nu cumva ar fi trebuit să specifice creșteți până la un anumit punct, dezvoltați-vă până la un anumit punct? Aveți grijă să nu depășiți un anumit număr, că s-ar putea ca planeta să nu vă suporte și să nu aibă suficiente resurse. Astea sunt teoriile care ni se vând nouă și gogoșile de către globaliști și de către cei care se tem, domnule, că o să crăpăm de foame, că nu ne ține pământul ăsta. Nu mai avem energie, nu mai avem resurse, nu mai avem, nu mai avem, nu mai avem. Totul se distruge, că suntem prea mulți. Dar toate aceste minciuni dragii mei, nu stau în picioare pentru că ele nu au suport în cuvântul lui Dumnezeu. Când Dumnezeu a binecuvântat și a spus creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul, a spus-o pentru totdeauna. N-a zis doar pentru o anumită perioadă de timp. Pentru că oamenii se nasc și mor, se înlocuiesc generațiile și așa mai departe. Dar, observați unde ne duc filozofiile și teoriile acestea diabolice și toate aceste planuri satanice? Am ajuns să zicem, păi în loc de chipul lui Dumnezeu și în loc de om care poartă chipul lui Dumnezeu, tu ești un număr, îți dăm un cod și dacă la el e ca la uh, pușcărie, exact ca la pușcărie. Păi stați, știți, eu sunt, nu, 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 codul, codul, cardul, aveți cardul, cartea de identitate, în nu contezi, nu faci nicio tranzacție nicăieri. Nu poți să faci absolut nimic fără aceste plastice care ți-au fost date. Și asta reprezintă identitatea ta. Fără alea nu faci nimic. S-au dus vremurile alea în care oamenii erau cunoscuți în vremea patriarhală, după familie, după, chiar după poreclă. Mă, chiar negativă, chiar numele tău de ciufală era ceva pentru că te reprezenta pe tine. Când spuneai că ești nu știu cine, ziceam, ăsta e ăla, te duceai să-i spui de numele din buletin sau din certificatul de naștere. Cine e ăsta? Bă, salut cu tare. A, da, da, gata, imediat știa. De ce? Pentru că aveai identitate în cadrul unei colectivități. Aveai un nume ăla care se zicea la carte și aveai numele de poreclă sau de ciufală sau numele de după care te cunoștea întreg satul. Și când spuneai numele ăla, deja știa. Bă, este a lui cutare. Da, ok. Astăzi nu mai există așa ceva. Nu mai există povești de neam, nu mai există identitate de familie, nu mai există poreclă, nu mai există nimic. Există numărul ai numărul? Beneficiezi de toate facilitățile. N-ai numărul? Nu te încadrezi în norme, în toate aceste reguli fixe pe care noi le-am numit civilizație. Nu mai e ce căuta în societatea aceasta. Ești un mare străin. Dar observați că mergând pe drumul acesta, noi mergem împotriva Planului lui Dumnezeu de la Creație. 1. Ești făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Să nu uiți niciodată, tu nu ești un număr. Tu ești un nume. Dumnezeu, în împărăția sa, spune că ne va da nume, nu numere. Dracul le dă numere. Și Dracul vrea să le pună pe frunte semnul lui și numărul lui. Dumnezeu scrie nume pe frunțile oamenilor. Observați diferența, este extraordinar. În cartea Apocalipsei, capitolul 14, acolo unde se vorbește despre cei sigilați, despre cei care vor sta cu mielul pe muntele Sionului, ni se spune cât se poate declar în versetul 1. Apoi m-am uitat și iată că mielul stătea pe muntele Sionului și împreună cu el stăteau 144 de mii care aveau scris pe frunte numele său și numele tatălui său. Nu numere! Numerele date în dreptul oamenilor. Sunt proceduri satanice. Pentru că numărul te depersonalizează, te golește de tot ce este divin, te face să fii unul la serie. Nu te mai deosebești de o mașină, de un robot, de un aparat casnic. Pentru că tu ai număr, ai cod. Și atâta vreme cât te încadrezi în sistem, e ok. Când nu te mai încadrezi, la revedere. Nu mai avem ce face cu tine. Numărul versus nume. Și la creație spune cuvântul că Dumnezeu i-a făcut pe oameni după chipul și asemănarea Lui, apoi le-a dat domeniul de stăpânire. Ce domeniu de stăpânire vă face în portofel digital? Vă încadrăm imediat. Scrie acolo și câți dinți aveți în gură, câte plombe. Scrie acolo tot, tot, tot despre voi. Toată informația este acolo. Nu mai aveți niciun secret față de noi. Și bani? O, oh, vreți să faceți economii, vreți să faceți investiții? Stați știți că nu aveți nevoie de asta. Ce stăpânire, ce domeniu, ce regalitate? Nu, 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 nu. Voi trebuie să fiți niște sclavi. A, vreți să faceți... Uh să vă cumpărați o casă, să fiți stăpâni, nu, nu se poate așa ceva. Banii voștri sunt temporari. Lucrați o perioadă pentru ei și dacă nu i-ați cheltuit, ne pare foarte rău, sunt ca bonurile de masă. Valabile un an de zile. Dacă nu le-ai cheltuit într-un an de zile, s-au dus. Nu mai ai libertate, nu mai ai flexibilitate să mergi, să cumperi peste tot, să te duci la piață, ce mai? Dar... Ai, ai portofelul digital la tine, da, ok. Și ce poți să faci cu monedele alea? Nu prea mai poți să faci nimic. Acum este încă un echivalent în bancă. Poți să mergi, să iei cash, să investești, să faci anumite lucruri. Dar în momentul în care se introduce sistemul acesta de monede digitale, practic nu mai poți să faci nicio tranzacție. Totul se cumpără de la supermarket. Adio producători locali, adio acel comerț, fumicul producător, pentru că totul trebuie să fie încadrat în această mare, mare organizație globală. Nu faci parte din sistem, dispari. Vei putea să supraviețuiești dacă ești foarte puternic, dacă poți să te auto adică să-ți produci hrana și dacă poți să îți susții existența din ceea ce faci. Dar câți dintre noi mai știm să facem ceva care are legătură cu viața? Pentru că aproape toți avem joburi. Ori jobul nu -ți ține de foame. Tu vinzi niște servicii și ești plătit pentru asta. Și în baza banilor pe care tu îi produci, poți să-ți cumperi mâncare și ce ai nevoie. Să-ți plătești facturile și utilitățile și impozitele. Dar noi nu mai știm majoritatea dintre noi cum se plantează o ceapă sau un cartof. Noi nu mai știm să facem o lingură de lemn, nu mai știm să facem un scaun, nu mai știm să facem lucrurile care sunt utile, de pe urma cărora beneficiem în mod direct. Și avem anumite avantaje și foloase care slujesc vieții. Noi avem foarte multe slujbe artificiale. Faptul că faci anumite lucruri, că lucrezi la bancă, la televiziune, eu știu, într-o corporație, tu faci niște servicii. Dar alea nu au legătură directă cu viața. Au legătură cu niște nevoi mai utile sau mai artificiale, pentru care ești remunerat. Dar te-ai depărtat de viața adevărată. Nu mai știi cum să faci lucrurile respective ca să supraviețuiești și ca să trăiești. Ei bine, dacă vrem să supraviețuim în viitor, nu spun că trebuie să ne facem toți agricultori, dar trebuie să învățăm să retrăim viața naturală, așa cum este ea, să scăpăm cât mai mult de cârjele acestea pe care le-a adus societatea modernă și să învățăm care este adevărata Viața, să reînvățăm care este adevărata viață. N-aș vrea să înțelegeți că sunt un retrograd și că resping civilizația și că vă sfătuiesc acum să aruncați în aer tot ceea ce înseamnă uh, progres sau știință. Nu despre asta vorbim. Însă vreau să subliniez faptul că lucrurile pe care le-a adus societatea modernă și digitalizarea sunt deopotrivă o binecuvântare și un blestem slujesc atât cauzei lui Dumnezeu cât și cauzei diavolului. Dar nu putem să spunem că sunt rele 100%. Ne folosim de ele. Dar dacă devenim niște imbecili care nu mai știu să facă nimic în viață dacă nu au telefonul în mâini, și dacă nu au aplicațiile la îndemână, înseamnă că ne-am pierdut rostul și ne-am integrat în malaxorul acesta de personalități și de oameni. Nu despre asta este vorba. Dacă ai facilitate la anumite lucruri și dacă poți să faci anumite lucruri mai ușor, le faci. Dar să nu uiți cum poți să rămâi om în ceea ce privește comunicarea între oameni, în ceea ce privește câștigarea hranei și a existenței, în ceea ce privește anumite servicii, să poți să ai opțiuni, merg și așa, merg și așa, pentru că aleg eu, nu pentru că îmi spun alții. Folosesc și tehnologia, acolo unde mă ajută, dar vreau să rămân om, să știu să fac eu lucruri cu mâinile mele. Să știu cum se câștigă banii, să știu cum se câștigă hrana, existența, la firul ierbii. Să știu cum să comunic eficient cu oamenii și cu cei din jurul meu. Să mențin relațiile sănătoase și frumoase. Asta înseamnă să stai în echilibru. Dumnezeu ne-a făcut după chipul și asemănarea lui. Ne-a dat identitate. O identitate cu care ar trebui să fim mândri, nu să o ștergem și să zicem gata, devenim toți roboței. Nu, la roboței puteți să le dați numere, dragii mei dar la oameni lăsați-le numele și identitatea lor spirituală și de suflet. Nu încercați să-i faceți niște imbecili care stau în serie și zic da să trăiți, da să trăiți și execută ordinele. Nu despre asta este vorba. Dumnezeu le-a mai dat domenii de stăpânire. Creșteți, înmulțiți-vă și stăpâniți pământul. Am fost creat stăpâni, știați lucrul ăsta? Sunt iritați ăștia globaliști că românii sunt proprietari în proporție așa de mare. Domnule, ce să facem? Ce să facem? Și o să implementeze niște planuri prin care o să rezolve și problema asta. Să nu mai fim proprietari. De ce? Că dacă ești proprietar, ești liber. Cum o fi Traiul, bun-rău, nu plătești facturi, nu plătești chirii, nu ai alte cheltuieli, ai acolo proprietatea ta, e bătătura ta și ești liber. Ei, cum să fii liber? Păi tu trebuie să fii dator în bancă și ați observat și în Canada și în alte țări, trebuie să fii, să fii dator. Toată viața trebuie să fii dator. În Anglia, dacă te duci să-ți cumperi o proprietate, o cumperi pe 100 sau 120 de ani. Nu o cumperi pe să o dai moștenire la copiii tăi și așa mai departe. Da. S-au creat niște sisteme din astea prin care tu trebuie să fii tot timpul dator. Și dacă nu ești dator, e ceva neregulă cu tine. Ești considerat hoț, infractor, de lapidor și un om care încearcă să fie un om care fentează sistemul. Și ești privit așa cu ochi foarte suspecți. Cum adică să n-ai datorii? Cum adică să n-ai credite la bancă? Cum adică să îți faci anumite lucruri și să nu depinzi tu de punga statului? Nu se poate așa ceva. Dacă studiați istoria vechiului Israel, o să vedeți că proprietatea a fost considerată și este considerată de Dumnezeu sfântă. De asta spune acolo Dumnezeu să nu furi. Și o spune și individului, o spune și statului. Să nu furi. Da, este poruncă prin care Dumnezeu apără proprietatea. Și în acea poruncă, Dumnezeu arată cât de importantă este pentru el și pentru tine această proprietate. Să ai proprietate. În vechiul Israel, Dumnezeu le-a dat moșteniri. În funcție de tribul din care făceau parte, fiecare a primit prin tragere la sorți o anumită moștenire. Și aia nu putea fi străinată mai mult de 50 de ani. Dacă omul se îndatora extrem de mult și nu mai putea să plătească datoriile, se putea vinde ca sclav sau putea să înstrăineze moșia lui, dar pe o perioadă de maxim 50 de ani. Cum am zice noi, astăzi era dată în concesiune cuiva. După 50 de ani, proprietatea aceea revenea din nou familiei sau individului, dacă mai trăia până atunci. Da? Este foarte important să înțelegem cât de, cât de mult a lăsat greutate Dumnezeu pe simțământul de proprietate, pe actul de proprietate. Te-am făcut rege, nu slugă. Te-am făcut stăpân, nu dator. Creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul și stăpâniți-l. Identitate, apoi stăpânire și apoi înmulțire. Ce să ne mulțim frate? De încă încercăm pe toate căile să scădem natalitatea, să, să facem orice, că suntem prea mulți, suntem prea mulți. Cine spune că suntem prea mulți, îl face mincinos pe Dumnezeu. Punct. Cine spune că suntem prea mulți și că nu ne încape pământul și nu ne ajung resursele, este mincinos și îl face mincinos pe Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu a dat binecuvântarea aceasta pentru cât vor exista cerurile și pământul. Creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul. Și stăpâniți-l. Aceasta este dorința lui Dumnezeu pentru mine și pentru tine. Dacă e să vorbim de spiritualitate, de lucrurile care țin de suflet, aici Dumnezeu iarăși a vrut să avem acea identitate, fiecare dintre noi. Să ne afirmăm această identitate spirituală și personală, astfel încât oamenii să spună, da, într-adevăr, acesta este un fiu de Dumnezeu toți patriarhii au înțeles lucrul acesta. Ei au fost stăpâni, chiar dacă erau străini și călători, Dumnezeu le-a zis, plimbați-vă prin țara pe care vă voi da Este țara pe care vă făgăduiesc. Este țara pe care vă dau. Până atunci, mergeți să vedeți cât de mare este. Explorați, călătoriți, dar să știți că țara aceasta o dau Copiilor voștri, vă dau vo, vă dau seminței voastre după voi. Unii sunt deranjați și de asta. Și ați observat cât de mult se îndrăgesc să, să lupte împotriva lui Dumnezeu și a copiilor săi care moștenesc țara aceea. Însă, până la urmă, Dumnezeu va face dreptate. Avram s-a comportat ca stăpân. Chiar dacă era străin și călător în țara aceea, Dumnezeu i-a făgăduit-o și a spus Țara aceasta ți-o dau ție și seminței tale după tine. Și comportându-se ca stăpân, cananiții au înțeles mesajul acesta. În capitolul 23 din Cartea Genezei, cu versetul 6, fiii lui Het îi spun atunci când el negociază pentru locul de îngropare al sarei, așa, Ascultă-ne, Domnule, nu bă, veneticule, bă, străinule. Ascultă-ne, Domnule. Tu ești ca un domnitor al lui Dumnezeu, în mijlocul nostru, în groapă ți moarta, în cel mai bun din mormintele noastre. Niciunul din noi nu te va opri să-ți îngrop moarta în mormântul lui. Cu alte cuvinte, chiar dacă ești străin, chiar dacă nu ai o proprietate într-un anumit loc, tu poți să fii domn. Prin felul tău de a fi, prin felul de a spune părerea, prin afirmarea identității tale, individuale și spirituale, oamenii vor putea să vadă dacă ești domn sau dacă ești slugă. Vor putea să vadă dacă, într-adevăr, ai aliură și prestanță regală sau dacă ești cum se zice în popor, un tiriplici, un nei ca nimeni de pe aici de pe acolo, care nu are greutate, care nu are opinii, care nu are aspirații, care nu vrea nimic de la viața aceasta. Se mulțumește doar să bage mâncare în stomac, să mănânce, să vegeteze. Se uite la televizor până la 2-3 noaptea, să se trezească a doua zi cu ochii cât cepele, să meargă la servici așa obosit și să vină înapoi, iar să apuce de băutură, de fumat, de toate celelalte. Cam asta este societatea în care trăim. A, că și mai umple capul și cu știri, și cu bălăcării de la televizor, și gata, creierul este spălat, redus omul la nivel de legumă. Însă Dumnezeu vrea să fii domn. Vrea să ai proprietate, vrea să porți chipul lui să identitate personală și spirituală, să idealuri, să aspirații, să fii cineva. Ascultă-ne, Domnule. Ce putem să facem pentru tine? Avram a rămas un domn și a devenit părintele unei mari mulțimi din care a ieșit Mântuitorul din care a ieșit Mesia patriarhii, a fost mari domni. Dacă citim despre Isaac, spune cuvântul lui Dumnezeu în Genesa capitolul 26 cu versetul 12 că Isaac a făcut semănături în țara aceea și a strâns rod însutit în anul acela căci Domnul l-a binecuvântat. Proprietate, nu portofel digital, nu ne-i ca nimeni, nu dator în bancă, nu un nomad de aici colo care nu are nimic. Nu! Dumnezeu l-a binecuvântat în țara aceea străină și a zis, anul ăsta vreau să ai rod însutit. Astfel omul acesta s-a îmbogățit și a mers îmbogățindu-se din ce în ce mai mult până ce a ajuns foarte bogat. Zice, avea cirez de vite și de turme, de oi și un mare număr de robi. De aceea filistenii îl pismuiau, îl invidiau. Și Versetul 16 spune că Abimelech i-a zis lui Isaac Pleacă de la noi, căci ai ajuns mult mai puternic decât noi. Asta înseamnă să fii binecuvântat de Dumnezeu. Oamenii au zis, pleacă de la noi, pentru că ai ajuns să fii mult mai puternic decât noi. Și după ce l-au alungat, a plecat. Omul s-a dus, așa cum au vrut ei. Însă, n-au putut sta liniștiți. Nici după ce a plecat Isaac de acolo. Pentru că el purta chipul lui Dumnezeu, pentru că el avea proprietate, avea un țel, avea o menire, o chemare, o misiune. Știa că este continuatorul făgăduinței lui Dumnezeu, moștenitorul făgăduinței și că din el se va naște Mesia și că va trebui să formeze un neam mare. Și a venit Abimelec din nou din Gerar cu căpetenia oștirii, picol, versetul 26, și a zis Isac, pentru ce veniți la mine, voi care mă urâți și m-ați izgonit de la voi? Ei au răspuns, vedem lămurit că Domnul este cu tine, de aceea zicem să fie un jurământ între noi și tine și să facem un legământ cu tine. Anume jură că nu ne vei face niciun rău, după cum nici noi nu ne-am atins de tine și ți-am făcut numai bine și te-am lăsat să pleci în pace. Tu acum ești binecuvântat de Domnul. Isac le-a dat un ospăț și a lăsat să plece. Și a stat acolo la Berșeba mai mult timp. Ce înseamnă să fii domn? Să porți chipul lui Dumnezeu. Să ai domeniul de stăpânire. Să crești și să te mulțești. Asta este planul lui Dumnezeu, dragii mei. Nu să fim niște păsări de colevie și niște pușcăriași în urbe. Să ai granițe, să ai amprentă de carbon, să fii controlat pe toate părțile. Vreau să vă spun că societățile sclavagiste și societățile monarhiste au fost mult mai libere decât ce ni se pregătește acum. Și nu sunt deloc conspiraționist. Vă rog, destupați-vă mintea și înțelegeți ce se întâmplă în jur. În trecut, dacă erai sclav, asupra trupului tău, asupra identității tale, nu se putea interveni atât de mult cât se poate interveni astăzi. Dovada a fost perioada pandemiei. Dovada este digitalizarea prin care ți se retează orice libertate posibilă. Prin care ești redus la o sfință care zice numai da să trăiți doar ca să mănânce și să trăiască de pe o zi pe alta. Ei, în societățile acelea nu puteai să mergi atât de adânc în sufletul omului. Ei, acum, cu ceea ce se întâmplă, poți să ajungi, să-l condiționezi, pentru că omul nu mai știe să trăiască în armonie cu natura și cultivând pământul, nu mai are libertatea aceasta. Păi era pe tărâmul grofului sau al nobilului, da? Păi tot mai fura o ceapă sau ceva de acolo și mai mânca atunci când culegea recolta, dacă era foame și îi chioreau intestinele de foame, nu? Mai putea să facă ceva. Ei, acum du-te să faci lucrul ăsta de la supermarket și o să te ia de hoț. Nu ai cum să faci lucrul ăsta. Ți s-au tăiat toate pârghiile prin care să poți să trăiești așa cum trăiai acum 30, 40, 50, 100, 200, 500 de ani. Existi doar dacă accepti un număr, un cod sau să faci parte din acest sistem. Dacă nu, nu existi. Pe da, mor de foame, nu ai asigurare de sănătate. Nu contează. Dacă plătești 3 sau 4 asigurări și pe dividende și pe faptul de câte ori te angajezi, mai plătești odată asigurările de sănătate, de parcă te-ai clona, nu? De fiecare dată mai plătește o dată, încă o dată, încă o dată și pensii și toate celelalte. Se numește furt legal al statului din buzunarul tău. Nu doare pe nimeni capul, dar dacă n-ai asigurare, o, oh, 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 să vezi imediat. Sunt lucruri și lucruri care se întâmplă în lumea noastră și identitatea aceasta spirituală pe care ți-a dat-o Dumnezeu, identitatea fizică, amprenta, digitală, toate sunt unice și Dumnezeu le-a pus în tine pentru că te iubește, pentru că îți dă valoare. Toate acestea sunt șterse și ești redus la nivelul și la valoarea unui plastic sau unui cod. Dumnezeu spune că ți-a dat această binecuvântare să fii după chipul și asemănarea Lui, ți-a spus că ai valoare, pentru că ți-a dat domeniul de stăpânire, ești împărat, nu slugă, și ți-a spus să te mulțești, să umpli pământul, pentru că există destulă binecuvântare pe care el ți-o poate da prin pământ și prin resursele lui ție și familiei tale. Dumnezeu n-a murit, resursele nu s-au terminat. însă toate acestea ne arată că ne îndreptăm într-o anumită direcție. Și oamenii Văzând că sunt devalorizați, văzând că nu mai prețuiesc nimic, văzând că sunt goliți de ceea ce au mai scump, devin fiare. Să te ferească Dumnezeu să ai de-a face cu un cetățean globalist, spălat la creier și care are doar idealul ăsta comunitar în minte să te ferească Dumnezeu să ai de a face și sunt atât de mulți mai ales în societățile civilizate din vest unde lumea este atât de civilizată că nu îndrăznește să spună nu este atât de civilizată încât la orice mic derapaj sau orice mică neregulă se te toarnă ca să fie un bun cetățean și în felul ăsta tu nu mai ești liber ce se va întâmpla cu noi. Apocalipsa 13 și 14 ne vorbesc despre această bătălie pentru identitate, pentru a fi sau a nu fi, pentru a purta chipul lui Dumnezeu sau a purta chipul fiarei. Spune capitolul 13, cu versetul 13 că săvârșea semne mari până acolo, că făcea chiar să se pogoare foc din cer pe pământ în fața oamenilor. Și amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care îi se dăduse să le facă în fața fiarei. Ea a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei care avea rană de sabie și trăia. Totalitarismul evului mediu se va întoarce, dar nu doar că se va întoarce, va fi de 10 ori, de 100 de ori mai diabolic, pentru că îi ajută digitalizarea. Și repet, digitalizarea nu este în sine rea. Va fi folosită de o potrivă și de Dumnezeu, și de diavolul. Însă, cu ajutorul digitalizării, se pot implementa cele mai diabolice planuri de control asupra persoanei, asupra ființei, asupra tot ceea ce mișcă. I s-a dat putere să dea suflare icoanei Fiarei, ca icoana Fiarei să vorbească, să facă să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina icoanei fiare. E clar? Toți cei care nu se încadrează, toți cei care nu se închină, scăpăm de ei. Nu avem nevoie de oameni care gândesc, de oameni care spun nu, de oameni care vor să facă lucrurile altfel. Nu este nevoie de ei, este nevoie doar de roboței. Și a făcut ca toți, mici și mari, Bogați și săraci, slobozi și robi să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte. Și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Numele fiarei sau numărul numelui ei. Observați că în versetul 16 a dispărut categoria de mijloc. Pătura de mijloc a societății. Nu mai există pătura aceea medie care echilibrează saltul acesta, prăpastea dintre foarte bogați și săraci. Nu. Spune că vor fi doar mici și mari, bogați și săraci, slobozi și robi. Bine, și cei sloboși sunt tot robi, dar robi de lux, da? Și aici ar trebui să ne dea de gândit ce spune textul biblic. Faptul că nu mai există pătura de mijloc, se arată că va fi o elită și restul. O elită care va conduce lucrurile, bineînțeles care se supune și ea, dar la șefi mai mari. Și ceilalți care n ce face, trebuie să supraviețuiască. Nimeni nu va mai putea cumpăra fără semnul acesta. Până să apară digitalizarea, mă tot gândeam, băi, dar cum să se poate implementa un asemenea sistem, să-i controlezi pe toți oamenii. Dar când au început să apară cardurile și când au început să apară aceste tranzacții online, am început să-mi explic mai mult cum se va face această condiționare. E simplu, tragi banii lichizi de pe piață și după aia oamenii sunt la îndemâna ta. Acolo îi pui salariul dacă nu-i cu zici luna asta, papa, la revedere. Banii poți folosi doar acolo, dacă te duci la bancă și ceri o anumită sumă, banii tăi, munciți de tine, dăm un milion de euro. Dar ce vrei să faci cu ei? Păi vreau să-i scot eu, să le dau foc sau să-i arunc la gunoi. Dar nu să dai o mie și una de declarații, ce faci tu cu banii tăi? Dacă te duci să plătești cu cash, nici nu te lasă până la un anumit plafon. Restul prin bancă, totul trebuie să treacă prin bancă. De ce? Dacă sunt banii mei, munciți de mine. I-am câștigat cu afacerea mea sau am vândut o casă sau niște proprietăți. De ce mă condiționez să merg numai prin bancă? De ce? Să evităm evaziunea fiscală. Serios? Cine face cea mai mare evaziune fiscală? Ăia mici sau ăia mari? Vedeți cum toate sunt cusute cu ața albă? și cum nu stau în picioare. Însă, pentru a implementa acest sistem diabolic, ai nevoie de niște scuze ridicole. Și la orice lege draconică pe care o dau, apare binele comun, ecologia, salvăm planeta, prostii! Că practic nu sunt acestea motivele. Sănătatea publică, ai ureli! Sunt interese economice, sunt acele interese de control, de manipulare, de control al maselor și așa mai departe. Spune cuvântul că a făcut ca toți, mici și mari, bogați și sărați, slobo și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Trebuie să accepți o anumită autoritate a fiarei și fiara nu vine cu lugul, lugul la tine. Scoate colții, mură la tine și dacă nu faci ce spune, gata, te-a halit. Te-a păpat. Nu stă. Din democrație, dragi prieteni, n-a rămas decât carcasa. Cine crede altfel este naiv. Din democrație n-a mai rămas nimic. Și faptul că încă suntem liberi este doar o chestiune de timp atâta vreme cât nu reprezinți un pericol sau se lucrează altceva în spate, e lăsat o anumită liniște ca să nu agiți masele. Însă, când toate lucrurile se aranjează și când ai stăpânirea și controlul, atunci poți să ieși pe față, fără scrupule, fără nimic, să dai legi, să implementezi ce vrei. Pentru că toate protestele și toate manifestările astea democratice de nemulțumire sunt egale cu zero. Da. Ieșim să protestăm. Ieșim să protestăm să ce? Să facă același lucru. Au protestat în perioada pandemiei? S-a schimbat ceva? Mm. Hai să fim serioși. Mai protestă unii și alții. Chestia asta cu protestul este un praf în ochi. Adevărul este că în istorie, nu că încurajez la așa ceva, dar în istorie, marile schimbări. Dacă vorbim de scuturarea unor juguri de fier, s-au făcut cu vărsare de sânge. Oamenii s-au dus acolo cu furcile, cu topoarele, cu coasele, s-au dus păstăii ca să-și revendice libertatea, nu cu proteste din astea: că stai tu cu plancarde. Nu așa s-au schimbat lucrurile. Revoluția nu s-a făcut cu plancarde. S-a făcut cu vărsare de sânge, din păcate. Și repet, nu încurajez la vărsarea de sânge, dar. V-ați întrebat vreodată de ce Isus n-a încurajat și n-a susținut niciun sistem politic și șarada asta de proteste care n-au niciun rost pentru că nu ai cum să le reformezi. Sunt cauze pierdute. De asta, Hristos a fost liber în spirit, în gând, a fost în acord cu voința divină, n-a căutat să reformeze niciun sistem pământesc pentru că din start sunt corupte. Ce să reformezi Cezarul? n cum să reformezi. Eventual sunt niște oameni acolo care pot să schimbe ceva, este adevărat. Dar sistemul în sine, dacă sunt dați la o parte oamenii respectivi, sistemul merge în continuare, în același fel, în același mod. Bătălia pentru identitate va fi din ce în ce mai puternică. Și va trebui să te hotărăști dacă ți-o păstrezi, dacă hotărăști să rămâi după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, sau dacă vrei să fii unul din gloata fără identitate, care reprezintă doar un număr dat de fiar. Este și varianta a doua, prin care poți să intri în numărul acelora care sunt purtători a echipului lui Dumnezeu, care sunt descriși în capitolul 14 cu 1. Apoi m-am uitat și iată că mielul stătea pe muntele Sionului și împreună cu el stăteau 144 de mii care aveau scris pe frunte numele său și numele tatălui său. Mai mult, spune în capitolul 3, tot din cartea Apocalipsei, versetul 12, pe cel ce va birui, îl voi face un stâlp în templul Dumnezeului meu. Și nu va mai ieși afară din el. Voi scrie pe el numele Dumnezeului meu, Noul Ierusalim, care are să se pogoare din cer de la Dumnezeul meu și numele meu cel nou. Observați că Dumnezeu scrie nume. Pentru că numele au greutate. Numele înseamnă ceva. Numele reflectă personalitatea ta, spune ceva despre tine. Numărul este impersonal, este rece, este matematic. Nu are de-a face cu Sufletul. Însă Dumnezeu dă nume. De aceea, în momentul în care a creat primii părinți, Dumnezeu le-a dat nume. Și l-a pus pe Adam să dea nume ființelor, chiar animalelor. Le-a pus să le dea nume. De ce? Pentru că poartă ceva în ele. Arată afecțiune, arată dragoste, arată empatie față de ființele acelea. Putea să le dea numere. Numărul 1, 2, 3, 5, 20. Nu spune nimic. Însă Dumnezeu i-a zis lui Adam, numește, dă nume. Diavolul dă cifre, dă numere. Dumnezeu dă nume. Este extraordinar ceea ce ne transmite Dumnezeu. Avem o valoare inestimabilă. Purtăm numele lui Dumnezeu, purtăm chipul lui Dumnezeu. Am fost chemați să umplem Pământul, să-l stăpânim, să fim stăpâni, să fim Domni. Și Dumnezeu vrea să ținem la stăpânirea pe care ne-a dat-o și la identitatea pe care ne-a dat-o. Îmi place foarte mult o istorioară pe care poate că v-am mai povestit-o într-una din predici pe care o relatează Ravi Zacaria, în una din predicile sale, despre un țăran din India care nu dorea să-și vândă proprietatea. A venit un magnat în zonă și a început să cumpere pe bani mărunți, așa cum se cumpărau și la noi terenurile, pe bani puțini și ziceau bătrânii, dăm din aia mărunți ca să fie cât mai mulți, da? Și pe bani puțini cumpărau hectare întregi de pământ. Nu că acum ar sta lucrurile altfel. Dar unul a zis, eu nu vând. Era exact în mijlocul satului, avea coliba lui acolo și a zis, atâta vreme cât coliba mea este aici, tu nu poți să spui că ești stăpân în satul acesta, pentru că eu sunt proprietar. Este coliba mea, este pământul meu. Aici eu sunt împărat. Bineînțeles că a fiert asta, a mărit miza, a mărit oferta, îți dau atâta, a încercat să saboteze, dar omul acela stătea ca mărturie, că el nu poate fi cumpărat sau vândut, pentru că este proprietar. Lecția aceasta ar trebui să fie cât se poate de clară pentru noi. Noi purtăm chipul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu vrea să ne dea numele Lui, un nume nou. Vrea să fim stăpâni, nu slugi. Și toate aceste lucruri sunt la o alegere distanță. Vor veni oferte foarte multe, să devenim asistații sociale ai statului, să ne ofere venitul minim garantat. Oh, ca nimeni să nu mai aibă suferință, să nu mai treacă prin imposibilitate de a-și plăti cheltuielile pe care le dă tot statului. Ca o ironie, nu? Și mari binefăcători vor zice, o să facem venitul minim garantat. Dar venitul ăsta minim garantat înseamnă condamnare la sărăcie și condiționare la a nu mai exista ca ființă. Cât vei primi venitul acela? Cât timp cânti partitura pe care ți-o dau alții? După aceea, la revedere. Însă Dumnezeu vrea să-ți dea un nume nou. Vrea să-ți păstrezi identitatea. Vrea să fii puternic. Vrea să fii stăpân. Vrea să moștenești împărăția lui Dumnezeu. Unde culmea? Zice că vor să devii, vor zidi case. Și Hristos spune că se duce să ne pregătească un loc, adică o proprietate. Observați că și în lumea aceasta, și în lumea lui Dumnezeu, nici nu poate concepe Dumnezeu să nu avem proprietate. Proprietatea este sfântă și aici și acolo. De aceea Dumnezeu vrea să fim proprietari și aici și acolo. Pentru ca să fim legați de țara aceea de pământul acela, de viața aceea pe care ne-o pune la dispoziție. Nu uita niciodată că acum se dă bătălia pentru identitatea ta. Dar trebuie să ții minte trei lucruri. Unu, ești făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Doi, Dumnezeu te-a binecuvântat și a spus crește, înmulțește-te, umple pământul. Și trei, ți-a dat domeniul de proprietate. Ești administrator, ești stăpân. Și dacă Dumnezeu va îngădui ca împărăția Lui să vină repede, o să vezi că Dumnezeu ți-a pregătit o proprietate și în împărăția Lui. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce. Pentru că acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Aceasta este făgăduința lui Dumnezeu și aceasta este dorința lui pentru tine. Nu te mulțumi niciodată cu mai puțin. Nu încerca să pleci urechea la, la denigrările și la bajocurile și la mediocritatea în care vor să te apese toți cei care au interes să te transforme într-o persoană fără valoare. Dumnezeu ți-a dat valoare prin creație și prin mântuire. Nu scădea prețul niciodată mai jos. Pentru că ai fost creat și ai fost răscumpărat prin sângele lui Isus Hristos. Bătălia pentru identitatea ta se dă în fiecare moment. Nu ceda nici măcar un milimetru, pentru că Dumnezeu vrea să fii liber.